așa un pic că tu mergi. Domnule primar, cum a fost posibil așa ceva? Din păcate, iată că se întâmplă, nu e prima dată. Departamentul nostru de control, în cadrul societății Apă Canal 2000, face verificări lunare, practic privim în oglindă luna asta cu luna trecută, în primul rând unde? La marii beneficiari ai noștri, care societăți comerciale, restaurante, asociații de proprietari, bineînțeles. Și așa cum vă va spune și domnul director, practic s-a observat o diferență mare de la o lună la alta la una din asociații de proprietari din zona de nord a orașului. Și acolo, mai mare rușinea, am găsit un bypass, deci practic să fura apă dinainte de apometru. Foarte curios este că e vorba de un bloc cu 4 scări, sunt 164 de persoane acolo, 79 de apartamente. Prejudiciul este de 107.000 de lei, dar foarte curios este că noi avem și datele de la întreținere, cele afișate la scara blocului. Și acolo am observat că administratorul le-a tăiat chitanțe pe valoarea exactă. Deci fiecare cât a consumat, cu atâta figurează acolo. Și unde se duceau banii? Nu știu unde se duc banii, mai mult decât atât, și asta mi se pare și mai grav, că știți foarte bine că mai vine câte unul și spune că în Pitești cea mai scumpă apă, cel mai scump canal. Ce credeți? Se facturează la asociația respectivă la un preț mai mare decât al nostru, care este afișat pe site-ul societății, îl știe toată lumea. Deci după ce că și furau apă, persoanelor din asociație li se factura consumul corect și la un preț mai mare. Credeți că locatarii știau ce se întâmplă? Eu zic că nu. Părerea mea sinceră este că nu. Astăzi, la ora 14, colegii mei merg acolo și fac verificări la asociație. Cert este că corpul de control a descoperit asta. Bineînțeles că imediat au refăcut lucrarea pe cheltuiala asociației, cu siguranță, și au fost anunțate autoritățile și se vor lua măsuri în consecință. Facem verificări lunare asupra modului de facturare și de consum al marilor utilizatori și așa s-a constatat că la această asociație, față de consumul înregistrat anterior în lunile anterioare, un consum mediu de în jur la 300 de metri cubi, luna aceasta am avut în jur la 100 de metri cubi. Asta ne-a ridicat un semn de întrebare. Noi avem un serviciu specializat în interiorul societății care cu asta se ocupă. Am observat acest lucru, am dispus un control în zonă, s-a identificat un bypass prin care practic se ocolea contorul și astfel se înregistra mult mai puțin, o cantitate mult mai puțină de apă față de ceea ce se... Câte apartamente consumau cei 100 de metri? Acolo sunt în jur la 79 de apartamente și avem 164 de persoane care locuiesc în zona respectivă, conform listelor care sunt afișate la vizierul asociației. Practic, fiecare apartament un pic mai mult de un metru cub pe lună. Da, dar fiecare apartament, dacă o să vedeți listele de plată și poate mergeți și acolo, sunt afișate în mod corect, adică oamenii comunicau către administrator consumul lor real. Domnule director, cât costă metrul cub de apă la dumneavoastră și cât costa la asociația respectivă? La asociația respectivă are un preț unitar și la apă și la canalizare 6,75. Nu știu de unde a ieșit această medie față de prețurile noastre pe care le știți că le practicăm de la începutul anului. Este vorba de 6,42 cu TVA la noi partea de apă. Nu știu de ce a ales să factureze la acest preț. Nu există această posibilitate. Noi ce facturăm, așa trebuie facturat și încasat de la utilizatori. Nu se și mai adaugă absolut nimic? Absolut nimic. Nimeni nu trebuie să adauge absolut nimic. Niciun leu în plus la ceea ce facturează Apă Canal, nu? Și orice alt furnizor de utilități publice. Ați nu doar reușit să vorbiți și cu locatarii? Nu am vorbit cu locatarii în zonă. Noi avem contract cu asociația de proprietari reprezentată în mod legal prin administrator și președinte. Ce v-a spus administratorul când ați constatat asta? Administratorul a solicitat să plătească eșalonat acest debit, că a făcut o greșeală, o eroare. E ca o recunoaștere, practic. Da, noi am convocat la fața locului și am sunat la 112, a venit poliția, se va întocmi dosar penal și se vor urma căile legale pentru recuperarea prejudiciului. V-a explicat de unde a apărut instalația artizanală de bypass? Nu, 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 nu. Mulțumim. Mulțumim.
gândeam puțin. Mă gândeam puțin. Dar pentru ce faceți pus? Poze. De ce faceți? La Pro TV? Da. Da. Ce zici? Ne minți, Zezora? Uite, credește de vestiri. A fost? Că sunt și la părinți. Ce ați auzit? Nu știu, am auzit că a fost ceva cu apa, dar nu știu ce. Dar plăteați mai mult, ce se întâmpla? Plătem cât consumăm, că noi avem apometri. Deci nu plătim ceva în plus sau ăsta, noi știm că plătim ce e ăsta, nu mai departe nu pot să vă spun. Dar ați auzit ce s-a întâmplat cu administratorul, că raporta altceva decât? Nu, nu, de ce să spui treaba asta, nu știu. Eu sunt pensionar, stau mai mult la țară, nu... Nu prea știu de aici ce care e treaba. Dumneavoastră, câți metri cub de apă ați plătit, de exemplu, luna trecută? Un metru. Și ați consumat? Atât ați consumat? Da. Păi dacă atât mi-a arătat... Știți care era prețul pentru apa consumată de dumneavoastră? Eu cu totul am de plătit 134 de lei. N-ați calculat niciodată cât vă costă un metru cub de apă? Nu, n-am calculat. Pentru că cei de la Apă Canal spun că aici la dumneavoastră administratorul vă dădea un preț mai mare la apă decât era în realitate. Adică apa la dumneavoastră era mai scumpă decât în tot Piteștiul. Eu acum fac pe dumneavoastră. Deci nu știu mai departe ce să vă spun. Deci eu pot, ce pot să spun că eu plătesc ce consum. La preț, nu știu că n-am văzut nicio factură ca să zic că bă, am văzut o factură de apă venită de la Apă Canal sau ceva, n-am văzut, n-avem noi de unde să știm cu ce preț vine de acolo. Familie? Nu știu să vă spun, nu știu, chiar nu știu să vă spun. Sunt dezvoiat administratorului? Da, vorbiți cu el. Păi și unde e? Păi eu domnul să știu unde este. Păi la serviciu, care e serviciu? Nu are doar administrator la CPR-ul. Dânsii de Apă Canal, fiți amabilă, noi când am cumpărat aceste apartamente, deși de la Apă Canal, n-au venit decât conducta până acolo. Instalații vechi au lăsat-o aceeași. Bun. Și bypass-ul e făcut de Apă Canal? Da, haideți să fiu arăt, l-au tăiat alote. Nu n-am știut de eu, am făcut aceea, așa normal că am luat și de la rețea. Pe care am plătit-o normal, am de recuperat 300 de milioane, dar locatarii nu v-au spus că avem restanțe de 300 de milioane către asociații? Nu v-au spus treaba aceasta. O formistă. Nici nu știau de existența acestui canal, Apă Canal. Dacă tot ați venit să faceți, știți-le cum trebuie. N-am nimic de ascuns. N-am nimic de ascuns, doamne, dar am și venit. Vineri când m-au chemat cei de la Apă Canal, eram la țară, am venit special pentru duș, că n-am știut. Dar ca să fiu acuzat așa, nu se poate așa ceva, nu se poate. Acum 13 ani de zile m-ați acuzat că am vândut blocul ăsta eu. L-am vândut lichidatorul, nu eu. Știți ce vreau să vă întreb? Vă rog, vă ascult. Deci ei spun așa, că dumneavoastră, spre exemplu, luna trecută, da, ați facturat, le-ați dat lor 100 de metri cubi. Cui? Către cei de nu, la... Nu, eu, doamne, conturul lor, eu n-aș știu că au contură, ci conturul am crezut că este la ei, în canalul lor termic. Au venit și au pus, ei trebuia să pună un al doilea pometru aici. Ei n-au pus al doilea pometru. Nu este vina mea. Uitați aici, uitați-vă. Dar dumneavoastră, practic, le încasați oamenilor 8-9 metri. Cât consumau ei? Cât consumau ei, conform prețul și banii să le găsesc aici în rescris de plată. Și unde sunt? Le-ați dat lor la Apă Canal banii ăia? Cum? Sunt restanției. Adesăvăriet. Aproape la zi cu plată, cu plăzire. Dar acum mi-a băgat să plătesc 800 de milioane din banii mei din buzunar. Stați un pic pe loc, vă rugăm frumos, că așa noi alergăm după dumneavoastră. Nu, stați liniștiți, ideea este ce s-a întâmplat din punctul dumneavoastră de vedere. Cum vă explicați dumneavoastră toată situația asta? Nu pot să comentez nimic. De ce să vă spun o prostie, să zic niște lucruri greșite? Nu știu. Domnule Popescu, ei spun așa, că dumneavoastră luna trecută ați raportat un consum de 300 de metri. N-a raportat eu, doamnă. Nu raportez eu. Mă rog, ei raportez. Ce au citit acolo pe contor? Da. Acum ei au găsit un bypass și spun că este imposibil ca la 179 de familii corect să se consume doar 300. Eu n-am, așa zice dânsii? Păi 100, dacă am, nu 300.
Cum? 100 de metri. Și luna asta 100 de metri. Fiindcă a fost apometrul blocat. A fost cu robietul blocat. Haideți să vă arăt. Eu de-aia am zis, nu fugă dumneavoastră. Dar de ce să fug? Nu am fugit în viața mea de nimeni. De ce să fug mai de dumneavoastră? Dar nu e frumos. Adică am înțeles, am zis, bine fraților, am greșit, cum scrieți dumneavoastră, suport că faceți factura. M-am dus și mi-am pus apartamentul la vânzare să-l plătesc. Pentru ce, doamnă? Am apartamentul aici cumpărat, am 29-42. Domnule Popescu, aveți restanțierea, asta înțelegem. 14-20. Dar lucrurile stau în felul următor. Vă ascult. Ei v-au, deci spun că au, ce-au găsit pe contor la dumneavoastră, au fost luna trecută 300 de metri cubi, luna asta 100 de metri cubi. Da. Dumneavoastră, pe de altă parte, le-ați luat oamenilor, cât v-au raportat ei, cât că au consumat? Cât a consumat în casă? 8, 9 fiecare. 0,5? Cum 0,5? V-a raportat cineva 0,5? Da, haideți să vă arăt, uitați că am bilet în toate. Da, păi și nu v-ați întrebat ce s-a întâmplat de au consumat o jumătate de metru cub? A zis că își caută, își care apă cu găleata și o pune în veci toaletă. Păi, fratele, am greșit, o plătesc, că mă costă, am pus apartatul la vânzare să plătesc datoria că treia pe canal. Am făcut toate de metru care să nu stau, dar azi înainte nu stau. Asta a făcut să vă frate, bine frate, m-ați găsit vinovat pe mine, vă plătesc totul. Dar știți că primăria spune da? Că tariful pe care îl percepea apă canal da? La bloc la dumneavoastră da. E mai pe mic decât ce facturați dumneavoastră. Deci dumneavoastră ați facturat cu 6,75 75 da? Și tariful lui e 6,3 sau 6,35. Da. 6,35, da? De 0,40 de bani, merg să scot și eu restanții la oameni ca să plătesc factura la zi, față de da, pe canal. Păi dacă, și dacă aveți nu, oprește, voie să faceți așa ceva? Păi n-am voie să fac așa ceva. De ce să spun că am voie? Dar eu trebuie să plătesc restanța, că dacă nu, mi-o oprește apa. Domnule Popescu, v-ați întrebat vreodată cum de era pentru un bloc întreg un consum de 100 de lei? Nu, eu n-am văzut consumul acesta, nu vă supărați pe mine. Eu nu știu consumul acesta. Ei acoperică, au văzut ei în calculatorul acolo că... Păi ce vine am eu, spuneți dumneavoastră, ce vine am eu aici? Stați puțin, deci dumneavoastră nu v-ați uitat niciodată în canal să vedeți cât e contorul nu, ăla? Nu, nu. Deci... Nina știu că este aici, am văzut că este acolo, la ei unde îl citesc ei cum ați dat la distanță. Bun, stați puțin, și banii pe care i-ați încasat de la toți oamenii, da. Ce vă plăteau ei? 8 metri cubi, 9 metri da, cubi? Da, da. Dumneavoastră i-ați dus pe toți la apă canal? Cum? Nu, păi am văzut că sunt afișate acolo 8 metri cub, 9 metri cub, 5. Nu, doamne, sunt aici, plăteam pentru instanțieri care nu și-au achitat contribuțiile. Adică, practic, dumneavoastră spuneți că banii ăia... Banii ăia, uitați, ei se regăsesc aici în liste. Adică banii pe care vi-i dădeau bunii platnici deci, și plăteați ce... Îi țineam palții în brațe. Îi țineam palții în brațe. Asta am făcut, n-am făcut altceva nimic eu. Și ce o să faceți acum? Ce o să dau demisie, ce să fac? Plătesc suma care mi-a pus-o în cap apă canal. Cât trebuie să fac? Nu știu. Nu mi-a venit. Am fost vineri la ora 23 și fără 20 și eram în audiție la domnul director Marinescu. Și înțelegi? V-a spus cât aveți și de plată? Nu mi-a spus. A zis, lasă să iasă factura și domnule, dacă nu pus în stare, îmi faceți și mie o eșalonare să vă plătesc corect față de dumneavoastră. 5. Nu e corect față de cele 0,5. Dar ăștia de la apă canal, când au văzut că dumneavoastră practic le dădeați mult mai mulți bani decât ei vă tăiau păi, dar n-ai cum să le dai mult mai mulți bani. Eu dădeam cumpăr factura și așa, și așa rămâneam în urmă cu plățile. Păi, înseamnă că le dădeați mai puțin bani. Deci da, ei vă factura 100 de metri cub și dumneavoastră le facturați locatarilor 500 nu, de metri cub. Nu, niciodată nu mi-a dat 100 de metri cubi. 400, 500, păi, 300. Luna de dinainte ați avut 300. Care nu s-a facturat durul bine pentru acesta. Și că luna asta aveți 100, aveți 100 așa este. De metri. Dar nu știu dacă este așa, că eu nu am citit conturul. Eu nu știu cât are arată conturul. Nu. Înțeles asta, dar asta vă întreb. Păi nu, dar în mod normal, dumneavoastră, că să înțeleg și eu, ca președinte de asociație, la conturul ăla. Care? Deci conturul ăla cu bypass-ul, deci bypass-ul ăla. Asta vă întreb, cine l-a pus pe ăla? Așa a fost făcut, băi, dar cu 30 au umblat acolo aici. Deci, practic, dumneavoastră ziceți că bypass-ul... Practic, eu n-am știut de existența acestui canal. Dar bypass-ul ăla de cine e făcut? Cine? De pe timpul blocului, a fost blocul ăsta construit, când era o centrală termică aici, care producea căldură singură aici. Și apă canal, când a montat contorul pentru bloc, n-a văzut că nu trece apă prin contorul ăla? Nu știu. Atunci, uitați-vă aici. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați prin Sistemul Național Unic de Apeluri de Urgență 112 de către reprezentantul unei companii furnizoare de utilități cu privire la faptul că la un imobil din Municipiul Pitești cu destinația bloc de locuințe a fost descoperit un branșament ilegal la rețeaua de apă.
La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției 2 Poliție Pitești pentru efectuarea cercetărilor. În cauza a fost înregistrat dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a fost comisă și luarea măsurilor legale care se impun.